Inspectoratul pentru situații de urgență a emis un comunicat în atenția organizatorilor de concerte, spectacole, întruniri desfășurate în aer liber sau în interiorul construcțiilor în care au loc evenimente cu public numeros. În comunicat se arată că organizatorii de evenimente în aer liber cu capacitate mai mare de 200 de locuri pe scaune sau pe o suprafață mai mare sau egală cu 2500 de metri pătrați trebuie să obțină autorizație de securitate la incendiu conform prevederilor legale. Documentația tehnică în vederea emiterii autorizației de securitate la incendiu se va depune obligatoriu cu cel puțin 30 de zile înainte de realizarea evenimentului la sediu ISU. Planificarea, organizarea și desfășurarea spectacolelor fără obținerea în prealabil a autorizației de securitate la incendiu atrage după sine răspunderea contravențională, respectiv penală, după caz, conform prevederilor legii numărul 307 din 2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, responsabilitatea revenind în totalitate, fără echivoc, tuturor factorilor implicați în conformitate cu prevederile articolului din legea numărul 307 pe 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, se precizează în comunicat. Reprezentanții ISU mai menționează că folosirea flăcării, lumânări, făclii, torțe și alte asemenea pe timpul spectacolelor de operă, de teatru, a festivităților desfășurate în restaurante sau pentru ambianță ori divertisment în restaurante, baruri, cluburi, discoteci este interzisă.